Coaliția de guvernare este așteptată să anunțe astăzi calendarul alegerilor de anul acesta. Discuțiile dintre PNL și PSD vor fi reluate după amiază. Deși părea doar o formalitate, cu semnale venite inclusiv dinspre președintele Klaus Iohannis, liderii coaliției nu au căzut de acord în ședința de săptămâna trecută. Alegerile locale ar urma să fie lipite de europarlamentare pe 9 iunie. Este vehiculată și ideea organizării parlamentarelor cu primul tur al prezidențialelor pe final de an.